Salutare, prieteni, eu sunt Sergiu și astăzi vă prezentăm cazarea noastră din Grecia pe următoarele 7 zile. Așa arată intrarea, ăla este M-ul nostru, avem aici frumos logo-ul de la hotel, de la apartament, de la vilă, ce-o fi ea. Intrarea este super drăguță, partea asta este luminată noaptea, probabil o să vă arăt și pe noapte cum arată și hai să mergem. Avem frumos ușa, avem logo-ul și pe interior, niște măsuțe aici să putem să stăm și pac, cum a intrat, direct se lăvește view-ul cu piscina și cu prietena mea dubioasă care încearcă să scoată o pisică de acolo de sub, împreună cu prietena lui Vlad, Iulia. Răzvan, care ne-a ajutat să filmăm intro-ul și prietena lui Răzvan. Hai să o luăm cu începutul. Avem aici mai multe apartamente. Cazarea arată foarte bine, am găsit-o de câteva luni și abia am așteptat să venim aici în sfârșit să începem concediul nostru și totodată să facem baie în piscinuța asta la care speram de foarte multă vreme să mă bălăcesc noaptea și să n-am treabă absolut deloc, dar din păcate am avut foarte mult de editat și a trebuit să iau și laptopul să muncesc. Apa în piscinuță este foarte caldă, foarte drăguț. Avem acolo și soarele, iese din nori. Hai să vedem și noi ce face Răzvan aici. Pac. Hai să vedem ce fac și fetele acolo. Avem aici un palmier foarte drăguț, frumos, frumos. Te bag așa în vibe, dar nu prea poți să treci pe lângă. Aseară am ajuns destul de târziu, era noapte afară și nu mai aveam nicio șansă să filmăm. Așa că am zis că mai bine filmez astăzi vlogul și vă arăt pe zi cum arată toată locația și chiar vă recomand după prima zi de cazare aici. Chiar vă recomand să veniți și voi, e super mișto, liniște, se aud doar chestiile alea prin copaci și sincer mie îmi dă o notă foarte relaxantă. Ce dracu faceți acolo? Da, e o pisică căzută aici. E o pisică căzută acolo. Și acum mergem să vă prezentăm efectiv vila pe care o avem. Urcăm pe niște scări, aici ne mai trebuie niște lumină. Aici o să iasă niște poze super mișto printre lemnele astea. Așa se vede și piscina de sus, de pe terasa noastră. Avem acolo șezlongurile pe care chiar putem să stăm și câțiva palmieri drăguți. Cred că și acolo aparține tot de vila asta. Acolo am început noi vlogul și acolo este M-ul. Prima terasă, unde avem o măsuță cu niște scaune, putem să stăm seara. Aici zice să nu ne aruncăm în piscină, cum ne-a zis și doamna care ne-a arătat împrejurimile și cazarea. Dar eu am întrebat-o ce se întâmplă dacă sărim în piscină. S-ar putea să luăm perechiuța aia de oulete în mână și să sărim dacă chiar e. Haideți să vă arăt și înăuntru cum este. Se pare că au scos și prima pisică, au venit să mi-o arate. Ce vă zici, mă? Ce vrei? Ce vrei? Miau. Bun, deci trebuie să facem cât mai repede treaba asta, că o să intre, dacă nu, intrusul în garsoniera noastră. Deschidem noi asta, o închidem rapid. Așa arată livingul nostru. Este foarte drăguț, este o cameră mare, încăpătoare. Avem aici o pisică care descaladează munți să ajungă să facă nu știu ce exact. Dar du-te jos, nu, lasă-ne. Nu intri în casă, că nu te lăsăm. O să facem... Ce bine că nu merge, nu? Păi, hai să începem cu începutul. Vă arăt și din partea cealaltă și tragem concluziile după aceea. Băi, sincer îmi pare rău că e așa dezordine, dar noi am ajuns noaptea și trebuia să facem repede totul. Avem aici o măsuță în living, vă explic imediat și de restul lucrurilor. Acolo aveam un couch, dar Urzică este a șaptea persoană din grupul nostru și el trebuie să doarmă pătuțul ăsta făcut așa, pe o canapea extensibilă. Resturile le-am pus acolo, deci vă imaginați că este exact ca ce vedeți voi acolo în colț și aici, unde este patul. Avem aici o mini bucătărie, îmi place foarte mult cum arată. Sincer îmi place cum arată peretele ăsta micuț aici, nu știu cum se numește exact. Se potrivește foarte mult cu mobila de lemn. Sincer așa aș vrea să-mi fac și eu la apartamentul meu. Și am rămas surprinși că avem farfurii, oală, tacâmuri. Chiar am zis că poate facem și niște sarmale. Avem niște pahare de cafea și de șampanie și de orice. Avem și aparat de cafea. Nu uitați că este foarte important, apa asta este aproape goală. Am luat noi niște lucruri pentru dimineață, să mâncăm. Avem fierbător, chiar am făcut un ceai aseară. Plită electrică, drăguț și hotă. Hai să vedem dacă merge. E cam lipicioasă și cam este greu. Și
cam cade chestia aia. Dar merge și asta este cel mai important. Avem o masuță în living, foarte drăguță, lemn, frumos. Camera lui Vlad. Și jos sunt două camere și baia. Avem aer condiționat la care o să-i dăm drumul acum. Fetele noastre nu vor să dăm drumul la aer condiționat că le se frig. O umbreluță? O oglindă aici. Și asta este prima cameră. Este camera lui Iulia și lui Vlad. Arată cam așa. Este încăpătoare, ai un mic televizor. Iulia, prietena lui Vlad, chiar îl folosește, că trebuie să adoarmă cu el aprins. Au acolo și aer condiționat, foarte drăguț. Avem aer condiționat în fiecare cameră și asta este un lucru foarte, foarte mișto. Dar cam atât cu camera lor, mergem mai departe. Următoarea cameră este baia, dar nu o să vă prezentăm chiar acum baia. O să vă prezentăm după ce vă arătăm camera lui Răzvan. Nu știu ce e asta. Cam asta este și camera lui Răzvan și lui Roxy. Este foarte drăguță, parcă un pic mai mare ca cealaltă și are oglinda asta drăguță aici, frumos. La fel au televizor și aer condiționat, masă de călcat haine în caz că îți trebuie și niște noptieruțe foarte drăguțe, foarte inventivă ideea. Biroul este foarte folositor, cel puțin mie mi-ar plăcea să am așa ceva, dar o să vedeți curând și ce camera am eu. Din câte mi-amintesc, nu este un birou propriu zis la mine, dar cam atât și cu camera lui Răzvan și a lui Roxy, sper să nu rup lanța. Și urmează să vă arătăm baia noastră. Baia are aceeași ușă ca restul, dar arată foarte interesant. Sincer, coșul ăla de gunoi l-am văzut și ieri și nu mi-a plăcut cum arată acolo. Toaleta este multifuncțională. Oricum este multifuncțională. Dar mă refeream că are și loc de spălat după Căcănescu. La fel, Căcănescu foarte curat, frumos, tragem apa, merge, frumos. Aici zice să nu aruncăm hârtie igienică în toaletă, dar, vreau să dezbatem acest subiect și să-mi spuneți și voi ce faceți cu hârtia de la... Nu, serios, adică n-am înțeles niciodată problema asta, să nu arunci hârtia igienică în toaletă. Sincer, când am venit, e o treabă mai dubioasă să vă povestesc asta, dar când am venit încoace, ne-am oprit în Bulgaria la mai multe benzinării și am văzut mai multe băi și ghiciți ce? Lângă Căcănescu era un coș de gunoi cu o hârtie care era la suprafață și se vedea maro, nu foarte drăguț. Deci eu nu înțeleg de ce îi face asta și în timp ce făceam și eu treaba, trebuia să mă uit stânga-dreapta ca să nu se pună muștele pe mine, că știam că muștele alea au fost unde nu trebuia. Aici avem oglinda și dușul. Oglinda are un blat foarte frumos de... blat, dacă blat se numește. O mobilă foarte frumoasă. Avem șampon și șampon. Da, n-avem gel de duș, se pare. Alea sunt ale noastre, noi le-am adus. Hai să vedem ce este aici, că nu știm. O, hârtie igienică în plus, frumos. Sincer, da, ăla nu știu ce este, dar nu este al nostru. Hârtie igienică nu mi-a prea plăcut, cred că are 0 straturi sau ceva de genul, cred că e numai așa să fie. O oglinjoară foarte mică, hai să vedem dacă o prindem camera, normal că o prindem și pe mine. Faianța este foarte interesantă, se potrivește cu grilul de pe jos. Mie, sincer, chiar îmi place combinația asta de culori și chiar am vrut să-mi fac și la mine în apartament. Și dacă tot v-am zis că am vrut să-mi fac și la mine în apartament, o să vă povestesc și vouă exact, dar o să ieșim din baie ca să nu vă mai distrug urechile cu ecoul. Voiam să vă spun că s-ar putea să mă mut la București. Eu, în prezent, pentru cine nu știe, locuiesc la Sibiu și s-ar putea să mă mut la București pentru că încep să fie tot mai multe evenimente și filmări acolo. La Piz du Resistance. Avem aici scările care duc la etaj. Cum urcăm pe scări în sus, deja simt aerul condiționat și vreau să vă arăt, înainte să vedeți în background-ul meu, camera mea și a lui Lavi. De asemenea, aici mă bate soarele un pic, o să urc încă o treaptă. Vreau să îmi cer scuze pentru că este murdar, dar abia am ajuns și nu mai aveam chef să facem curat. Aceasta este și camera mea și a lui Lavi. Acolo este patul, este un pic mai măricică, dar lovim cu capul de tavan. Să zicem că venim la pat și cam la nivelul ăsta nimeresc cu capul în tavan. Dar nu este o problemă, pe mine sincer nu mă deranjează, mie chiar îmi place. Avem aici televizor, ca în restul camerelor, cu măsuță, de aerul condiționat v-am spus deja, foarte drăguț. Avem acolo un mini dulăpior exterior, aș zice.
Balustrada este de sticlă, super interesantă. Acolo sunt lucrurile mele și haide să vă arăt ce avem noi aici. Să vedem prima dată cum se folosește. Cred că așa, da, bun. Deschidem ușa să ajungem pe terasă și plasa de țânțari. Avem aici o mega terasă, mai sus decât cea pe care am intrat, bineînțeles. Fetele la piscină. Nu cred că poți să te trezești mai frumos dimineața să vezi fete la piscină. Acolo este urzică. Și cam asta este și terasa noastră. La fel, aici ne spune să nu sărim în piscină de la balustradă, dar sincer, chiar de aici nu prea îmi vine nici mie să sar, că e destul de mult până jos și cred că mi-ar fi destul de frică. Ia fiți atenți ce am găsit aici. Mamă, cum arată asta. Cum ar fi să te prinde unde este așa. În partea asta alta avem probabil ceva ce aparține tot de vila noastră. Sau mă rog, se poate închiria. Și aici, ăsta este view-ul. Foarte, foarte, foarte drăguț. Foarte drăguț. Acolo avem marea. Din nou, mâul nostru. Dar haideți să intrăm înapoi, că e puțin cam călduț aici. Și sincer, m-am cam prăjit astăzi. Am fost de dimineață un pic la plajă și cam grea ușa asta. Am fost un pic de dimineață la plajă și n-am mai avut răbdare, a trebuit să mă bag în apă. Știți că în Grecia este recunoscută marea, că este foarte lină și curată și vezi fundul apei. Și am zis că hai bă să ne băgăm rapid și noi. Bine, noi am prins o zi foarte nașpa, să nu credeți că a fost foarte mișto, că norocul meu este limitat și nu am tot timpul. Deci am prins furtună pe mare aseară și vă dați seama că de dimineață au fost numai alge peste tot la intrare în apă. Deci nu a fost chiar cea mai drăguță experiență. Coborâm din nou la primul etaj și asta vezi când cobori. Îl vezi pe urzică acolo când doarme, dacă chiar doarme, numai că urzică este mai matinal și nu are el probleme neapărat să doarmă până noaptea târziu. Și cam ăsta este apartamentul nostru. Eu o să mă duc la piscină și o să revin cu niște cadre să vă arăt cum este seara. Așa arată și piscina seara. Nu este luminată din păcate, dar avem becul ăla de acolo. Așa arată luminile și de afară. Așa este luminată vila, așa este luminat mâul. Nu o să vorbesc foarte tare pentru că sunt niște oameni în spatele nostru și nu vreau să-i deranjez sau așa ceva. Dar dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu cu ce v-a plăcut cel mai tare și nu uitați să dați un like, un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. Pa!